Salutare și bine te-am găsit la canalul meu, eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să te învăț un nou tutorial ce să faci în momentul în care ești la birou, în fața calculatorului și rămâi fără internet. Să zicem că lucrezi la birou sau la bancă și rămâi dintr-o dată fără internet și este necesar să-ți continui activitatea, iar eu în acest tutorial o să te învăț cum să-ți transferi internet de pe telefonul tău mobil în calculator. Nu înainte să te abonezi, să lași un like și să distribui mai departe acest clip. Mai nou, dacă vrei să-mi susții această activitate, mă poți susține cu o donație, link în descriere, pentru susținerea mea și susținerea canalului meu de YouTube. Bineînțeles, donația este opțională, nu obligatorie. Orice mică donație mă ajută foarte mult. În primul rând, ceea ce trebuie să faci prima dată este să te conectezi cu un cablu de date din telefonul tău în calculator. Apoi, după ce ai conectat cablul, te duci la setări. La conexiuni. La hotspot mobile. Tethering, iar apoi dai partaje conexiune internet. După mergem pe calculator. Eu în momentul de față m-am deconectat de la Wi-Fi-ul meu și dăm acceptare, dăm da. În momentul de față ne-am conectat cu internetul de la mobil. Hai să vedem cum se mișcă. Credeți-mă, se mișcă excelent. Hai să vedem și test speed-ul. Să vedem ce viteză avem. Eu sunt în rețeaua Orange, test speed internet. O să ne ducem aici. Se mișcă excelent. Nici nu simt diferența între Wi-Fi și datele mobile. Avem undeva la 48-49 de mega. Ne ducem înspre 50, da, la descărcare, 53, să vedem la upload avem tot peste 50. Deci internetul se mișcă foarte bine în contextul în care aveți internet foarte bun la telefon, credeți-mă, nici măcar nu o să simțiți diferența între datele mobile și Wi-Fi. Cam atât și cu acest tutorial, cu voi a fost Marian de la Tutoriale Simple, nu uita de like, share și subscribe cu clopoțel, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!